Am revenit, prieteni, în direct. Ne-am tras sufletul, cum era și normal. Revenim la discuțiile noastre, în sensul că l-aș întreba pe tot pe domnul Brătulescu dacă avem vreo șansă până la urmă, că dânsul este atât de pesimist în ceea ce privește viitorul nostru pe termen scurt sau mediu, că pe termen lung nu mai știm ce să facem. Cu ce? Cu această bijuterie numită Valea Buzăului și județul Buzău în general, din punct de vedere turistic, și cu faptul că nu reușim de atâția ani, de 24 de ani, ia câtă de democrație de asta. De regresivă. De rid nou, da? Democrație regresivă. Regresivă, dacă vreți, să ne strângem rândurile. Și știți ce mă enervează cel mai tare până la urmă? Dincolo de faptul că ne certăm între noi cum ne strângem la o masă, începem să ne enervăm, dar dincolo de asta, ați văzut cum fac ăia când aleg papa? Moare câte unul, să strângă acolo, nu iese nimeni până nu iese fumul alb. Stau acolo! Da? Așa ar trebui să, pe niște proiecte mari de țară, cum ar fi turismul, de exemplu, Bulgaria a reușit și au și ceafa groasă. Noi ce dracu, chiar nu putem măcar atâta lucru să faci? Da, da, vezi că bulgarii au la origine poporul slav. Da. Noi l-avem pe la latin. Și aici ți-am zis eu, care vis-a-vis de șpagă. Dar treaba care este? Deci turismul acum e o simplă frunză uscată într-un copac care se numește România. Dar nu este de speriat, mă gândesc numai la județul Buzău, deci nu mă gândesc la toată țara. Județul Buzău poate să pună amprenta, pentru că încă are tot ce-i trebuie vis-a-vis de turism, unde se poate practica turismul în toate anotimpurile anului. Și mai ales că există, deci turismul din Buzău poate fi considerat o bancă. Deci o bancă din care poți să tragi bani. De asemenea, turismul din Buzău, chiar dacă acum este un etalon al sărăcii, poate fi nu relansat, că nu se poate numi așa, poate fi lansat datorită unor programe și să fie alocați niște bani, luați din alte părți, nu aruncați pe toate felurile de proiecte, alandala și o bulibășeală care există la noi. Ce mai pot spune despre turismul din Buzău, din județul Buzău? Pot da? Spune că nu au fost factori care... deci nu a fost o selecție. Selecția n-a fost decât factor de conducere a acestui turism. Selecția deocamdată nu se face decât datorită unor culori. Ce nu nu este un criteriu de selecție al profesionalismului. Bun, am înțeles. Și deci nu putem face, și nu numai la nivel de județ, la nivel de țară. Deci niciunul care... Deci mie îmi cere să am brevet de turism, da? Da. Bun. Unuia care a condus turismul pe țară, care l-a condus, în paranteză fi spus, nu i s-a cerut un brevet. Dar acum mai spun o altă chestiune și o spun în direct. Se lucrează pentru a se crea un alt brand. Vă dați seama ce implică... Brand de țară, ziceți dumneavoastră? Brand de turism. Așa, brand de țară al turism. Vă dați seama ce implică chestiunea asta. Deci s-a cheltuit niște bani pe frunza aia, o grămadă de bani, care da. Cât de cât începuse să fie cunoscută. Da. Cât de cât, nu știu, pe undeva, poate pe Paco, pe sau America. Dar acum să faci alt brand înseamnă că e iar mai caz. Plus de aceasta, s-a demonstrat că cel mai mare atac împotriva turismului a fost TVA-ul care s-a făcut, s-a ridicat la 24%, în august 2010. De ce nu s-a ridicat în 2009? Nu poate să-mi spună, poate decât domnul Doru Buzgoci, pentru că în 2009 a fost an electoral. Deci nu se putea arunca praf. Nu, am zis că a candidat, poate știe mai bine, eu nu mă pricep la chestia. Da. Deci anul 2009 a fost an electoral. Deci nu se putea arunca TVA-ul atunci. L-a aruncat în 2010 când a trebuit să moară de tot. Nu știu dacă e chiar așa, ba, da. Peste 1300 de tur operatori au dispărut. Nu am înțeles. Pentru că e una să faci tariful din octombrie și să-l aplici și să-l vinzi în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie și una să-i spui omului în august că mai vine cu bani de acasă, că nu mai vine. Bun. Acum, dacă ne uităm la Valea Buzăului, chiar dumneavoastră spuneați, dar domnul Muzgoș și mai ales domnul Comun, care se ocupă cu afacerile în zonă, știe față de ce au fost înainte de 89, mult hulita perioadă Ceaușescu, Valea Buzăului nu mai înseamnă nimic aproape pentru industrie, pentru... S-au desființat aproape toate societățile alea comerciale care aduceau... Da, înseamnă că e un aer curat.
Și, bun, rămâne, aerul e curat așa. Nu e curat, da, că nu mai e poluat. Dar pe inima goală, domnul Coman, degeaba respiri aer curat dacă ți-e foame de mori, adică... Da. La dumneavoastră aerul curat acolo la Cislău? Nu, este foarte curat dintr-un punct de vedere și asta. Da, adevărul, trebuie da. Să vă spun că Cislău este foarte aproape de Calvin. Și da. Acum vreo două săptămâni, așa. O doctoriță care a muncit în Statele Unite ale Americii, m-am întâlnit cu dânsa și îmi povestea că a citit în New York Times da. Că la Calvin e zonă cu ozon foarte, foarte mult, una dintre zonele cele mai bogate în ozon. Da, cred. Deci la Calvin. Dar uite ce știm noi despre Calvin. Cum ce știm despre Deci pe Calvin citeam că l-a arestat pe Bulibașa, nu știu care, acum două zile. Oiță. Și aia se știe despre Calvin. Pe când? Calvin. Am aflat de la, de fapt, Calvin. Da, vorbesc da, serios. Da. Un lucru care, o să ajung până la ce vreau să spun și asta. Legat de Calvin. Deci denumirea la Calvin vine de la cultul religios. La Cislău. Nu, de la calviniști. De la calviniști. Da. Deci acolo au venit niște sași. Deci acolo au venit niște sași, a fost o colonie săsească acolo. Se poate, da. Eu acum nu zic dar, să... Dar au rămas doar aia uitată. Vedeți că nu se cunoaște lucrurile astea. Care s-au ars. Da, nu se cunoaște faptul că acolo a fost o colonie săsească, că n-a mai rămas niciun monument, n-a mai rămas nicio piatră. Nu, colonia a fost... Deci nu se știe că acolo este o zonă bogată, numai un pic, acolo e o zonă bogată în ozon. Eu acum, știți care e chestia? Adevărul că totul depinde de noi, până la urmă. Atât ca stat, care, cum ziceați și asta, a abandonat complet această... Acolo deci, e o zonă bogată de ozon, că nu mai sunt vărăriile, nu mai sar de nu, nu, dar chiar, nu, șicheria, da, chiar e o chestie, e un studiu științific. Da. Dar nu se face popularitate, nu se face informare, că una dintre problemele în turism, dar bine, astea mai mici, că astea lante mai mari, noi de fapt acum trebuia să avem un minister al turismului. Uitați-vă, dacă știu eu, acum câțiva ani era o frunză, se discuta pe o chestie și asta, ceea ce făcea Ministerul Turismului, acum nu știm decât de impusul la forfetar. Deci toată energia ne-o consumăm pe impostul domnul forfetar Coman. În loc să vină cu niște strategii naționale. Că dacă nu ai o politică din aceasta pe mai mulți ani, dacă n-ai... Dar cum dracu că eu citesc pe net în fiecare zi strategii? Strategii. Și știi ce mai citesc? Se va face. Avem un proiect. Păi dacă nu-ți propui, n-ai cum să faci un lucru. Se vor, dacă, se va. Dacă nu-ți propui, n-ai cum să faci chestia asta. Da. Și acum, revenind și la informare. Deci nu există informare la nivel de județ. Deci eu sunt deci acolo... recunoști că există dezinformare. Da, sau nu este informat cel puțin. Vină turiști străini. Nu știu nimic. Întreabă unde sunt vulcanii noroiești. Abia te înțelegi cu ei. Nu trebuie. Cum e chestia. Nu, așa este. Deci, de ce pățesc eu? Că vin la mine și o dau din numele. S-a tot bătut monedă pe chestia cu puncte de informare. Da. Deci avem un dar așa să ne învârtim în jurul lucrurilor mărunte, fără să venim la esență. Corect. Și s-au zbătut între primării puncte de informare două și asta. Două documentații am depus la Consiliul Local. Una acum 4 ani, ca să-mi fac un centru de informare turistică. Eu să-l fac. Și una acum 3 luni. Cum să-l faceți dumneavoastră? Eu, să-l fac de jos. Dar să-mi dea și mie 20 de metri de teren. Undeva într-o zonă pietonală. În Buzău, municipiul Buzău. Buzău, normal că în Buzău, că pe toate orașele normale. Așa. Deci, au, câte un chioșculeț așa, dar mai simțit. Nu știu dacă e chiar chioșculeț în oraș. Așa, o incintă, o incintă frumoasă. Deci două documentații am depus. Aștept și o răspund la ultima. Uitați cum e chestia. Deci vin cu un lucru mai practic. Și cu explicații. Explicații spate. Ia ziceți, domnul. Eu vin cu un lucru... Deci, legat de stațiile PECO, se și cunoaște. Deci, în afară când te duci, unde oprești? La o stație PECO. Acolo poate să fie un punct de informare. Eu, de exemplu, e Cislău, e Nehoiu, e Pătârlagere. Deci, sunt puncte care unde opresc foarte mulți străini. Eu vreau să vă spun că la pompele de carburanți am pus chiar denumirea în franceză, în germană, în italiană, la carburant, pentru ca să știu ce că deja, deci, circulă turist străin. Sigur, adică am încercat să fac ceva ce am putut. Aici se puteau constitui niște puncte de informare. Deci trebuie să avem și un pic de pragmatism până la urmă. Deci trebuie revenit la o singură chestiune. Buzău. Deci eu mă bag pe Buzău.
pentru că turismul ăsta din Buzău mă doare. A început să mă doare, am început să sufăr de asta. Mă doare această floare. Da. În primul rând, are poate cel mai mare potențial din toată România asta. Corect. Am mai vorbit. Al doilea rând, am vorbit. Și am vorbit și Doru știe și este, cred că de mine poate, spun, știe foarte multe. În al doilea rând, dacă am acest potențial, dacă stau cu curul pe un găleată de aur... Ca să nu zicem fundul, da. Da, da. Da. Dați-i ce fac? Zi. Stau tot timpul cu curul pe găleata aia de aur? Nu trebuie să-i fac ceva la ăla? Corect. Bun, deci am potențialul ăsta. Dar îmi trebuie produsul. Deci trebuie să construiesc produsul. Nu. Domnul, și construim produsul, poți să-l vând. Asta este, bun, e o chestiune și de deci marketizare. Deci cine construiește produsul ăsta? La marketizare nu puteți să faceți asta singur. Aici e o chestiune de strategie națională. Marketizarea turismului românesc este, începând cu brandul de țară despre care vorbim, dar domnule, marketizare înseamnă marketizare. Crearea de evenimente, crearea de branduri, crearea de infrastructură, dar marketizarea în sine. Păi, am mai vorbit prostiile astea până la urmă, că da, încep să crești eu că nebunesc. Dom'le, când creezi niște evenimente, când creezi niște legende, unele le și ai și nu știi ce să le spui. Degeaba scrie dumneavoastră o carte în nu știu câte mii de exemplare dacă nimeni nu știe afară despre țara Luanei, de exemplu. Și ce vrea să spună? Eu circulă niște chestii pe internet, am mai făcut eu o emisiune și cu asta am terminat. Nu știe nimeni care intră în România ce, nu știu, pădurea Baciului, de exemplu. Da. Și altele, și altele. Vorbeam despre ăia, lacul ăla Jegos, Loch Ness-ul ăla și monstru de acolo care nu există și au creat ăia acolo o industrie. O legendă. Dintr-o minciună. Da? Dracula, că acum că au apărut și reclame cu Dracula, au dreptate și l-au furat și pe ăsta. Da, bineînțeles. L-au făcut din Vlad Țepeș, l-au făcut Dracula și ce au mai zis pe acolo, l-au marketizat și pe unde? Pe la Bram Stoker a făcut o carte și au folosit-o alții. Și așa mai departe. Dacă noi stăm în stare să facem atâta... Din toate industriile care au fost, au dispărut. Dar industria asta turism, o industrie fără fum, o mină de aur, deci nu dispare. O mină de aur, aur inestimabilă, inepuizabilă. Domnul Gheorghe, 2 miliarde de cazi la Roșia Montană. Să mai zică și domnul Zgostaragul. Așa. Vreau să vă spun ceva. Vă rog. Vorbim despre Valea Buzăului. Da. Și e la noi acasă și o cunoaștem. Da. Asta știți că și dumneavoastră ați avut o campanie de presă pentru chestia asta și eu știți că am făcut niște demersuri. Este vorba și cea mai mare nenorocire care s-a produs pe Valea Buzăului a fost sistarea investițiilor hidroenergetice după val. Acele proiecte care existau de la Nehoiu până la 14 microhidrocentrale și cred că sunt 3, nu? Deci acele 9 trebuiau să fie 9 microhidrocentrale, au fost 14 mai de mult, după aceea rămăsese 9. Și acum rămas. Erau unele cu execuție, trebuia să înceapă chiar în primăvara aceasta. 70 de kilometri de dig pe o parte și cealaltă a râului Buzău, care venea odată și stabiliza și versanții care creează probleme și puteai să discuți și de turism, de amenajări investiție. În jurul acelor, de investiții în turism în jurul acestor lacuri formate. Odată cu plecarea către Pitești a sedului managementului acestei instituții, aleluia bani, județul Buzău a pierdut sute de milioane, poate la miliardul de euro. Eu sper și mă bat în continuare pentru chestia asta, sper ca la un moment dat să se revină, pentru că Hidroelectrica a fost instituție cu personalitate juridică încă din 1989, la când Buzău avea sediul la Nehoiu. La Nehoiu, la etajă. Și este păcat. Deci toate acele investiții, gândiți-vă, toată lumea știe că e vorba de lacul de la Siriu, dar sunt investiții în munți spre Surducu, drumul de care vorbea dumnealui că se ducea cu mașina până la Surducu, era acel drum făcut de forestieri și de hidroconstrucția ca și constructor al Hidroelectrica. Păi bun. Aici a fost deci, o chestiune de logistică politică. Deci turism nu poți să ai dacă nu ai infrastructură. Am vrut să vă spun mai devreme că preluarea băilor de la Fișici și acel drum care se treacă muntele pe Tainița spre Gura Teghi și Nehoiu, că el nu se duce numai pe distanța celor 11 km, are ca scop și această dezvoltare a turismului. De aceea a preluat Consiliul Județean și băile, se va duce cu acel drum peste munte. Era cel mai bun
obiectiv turistic Fișici. Clar, pentru mine l-au preluat. La mine o paranteză, puteam să preia ceva. Scoți odată și în izolare. Ce ați fi preluat, domnul Brătulescu? Ce ați fi preluat? Băile Siriu. Păi înțeleg că sub apă sau... Cum să fie sub apă dacă le-a ridicat unde? Nu e adevărat cum băile să fie sub apă. Băile de la Siriu acum Siriu, sunt nu, băile management sunt privat. Sub apă, într-adevăr, are dreptate, sunt da. În lac. Păi ce să facem cu ele? Lac. Dar e vorba, apă, nu, sau? E vorba de apa aia. Scoți la suprafață. Deci apa aia care... Apa face băile Siriu. Da, aici, dacă îmi dați voie, este o altă problemă. Deci, în momentul de față, izvoarele acelea termale, deci se găsesc pe teritoriul unor particulari. Acum o oră am vorbit cu Fercu. Care se zbat. Și știi foarte bine că Fercu stă chiar lângă apa aia. Cine acolo. Un coleg de-al meu. Chiar stă chiar lângă apa aia acolo. Și apa aia, domnule, au vândut, a cumpărat-o unul, Radu, în data de... Radu a vândut-o și el la niște israelieni. Și a vândut-o. Deci apa aia este inestimabilă. Sigur, dar acum se găsește pe teritoriul unor... persoane particulare și care se și bat pe teren, care acum se judecă că au probleme cu autoritățile. De ce se judece acum? De ce a dat-o? Nu, sunt niște probleme cu autoritățile pentru că le-a inundat terenurile, sunt multe alte aspecte. E corect. Deci nu sunt lăsați deci, să facă. Deci aia este sunt o apă alte, care alte aspecte. Este sub, da. Are toate componentele la ce e bună? Stați puțin ca să înțeleg. Că este eu cea mai bună apă pentru tratament reumatismat din România. Bun, e dovedit asta. Bate Felixul din rupe. Felixul, da. Îl bate. Am văzut. Așa, bate de, așa, bate dar, ca, nu, dar ca e, compoziție. Dar e sub baraj sau unde? Dar e luată de cineva. Deci da, când am dat-o... Proprietate privată este. Când a fost dată, a fost dată de către CAP-ul Siriu. Da, dar cel puțin ăsta n-a luat degeaba terenul acolo. Dar ăsta trebuie încurajat și să-l lași, pentru că nu e, e hărțuit. Adică, e hărțuit în momentul de față. Se pare, nu știu exact... Este o femeie, am avut... Eu am fost coleg cu... Chiar cu cel care a vândut. E în regulă. Haideți să vedem... Acest subiect punctual. Avem apele alea sulfuroase, cum ziceți dumneavoastră, și sărate și cel mai conținând ele. Bun, ele se află la un privat pentru că le-a cumpărat de la un CAP sau nu știu cum s-a întâmplat să ajungă în proprietatea acestui Correct. Cetățean. Acest cetățean e conștient, ca să zic așa, de faptul că stă cu fundul pe comoară? Este și probabil că de-aia face panoramă. De ce? Păi face panoramă în ce sens? Dar s-a dus cineva păi, să-i propună. Păi bă, asta spun. Ia băi ăștia de coalea și dă-le să vă spun. Știți cum e acolo? Ele au fost luate la început de un cetățean care a avut niște posibilități limitate. Știu chiar foarte bine cum își plătea datoriile după ce și-a vândut el băile, care le luase de la CAP. Le-a vândut unei cetățenci israeliene. Așa, și ce-i rău în asta? Numai puțin. Foarte bine. Le-a vândut. Acum am înțeles că se judecă cu un alt proprietar, da? Cineva băiat deștept și el la rândul lui a cumpărat niște teren în zona, chiar în zona unde este sonda de apă. Bun. Au niște probleme pe acolo. Cetățeanca aceea este, am înțeles, foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă pe la noi și, da, uite domnule, așa, nu s-a făcut nimic. La vremea respectivă, lumea a început să se miște, băi, uite, a venit cineva care a dat 250.000 de euro, a dat pe treaba asta. Pe treaba asta. Izvor, da, practic. Va veni cineva care a plătit și uite că va face ceva. Și n-a nu făcut s-a nimic. Mai făcut nimic. Bun. Care e soluția? Avem și un stat, se numește statul român, da? E, dacă statul român ar fi interesat, după părerea mea, să pună în valoare... acele izvoare, acele ape, atunci dacă. Ar strânge la aceeași masă, iar aduce pe proprietari, pe ăștia de la guvern, de la Ministerul Turismului, pe nu știu cine, pe nu știu cine și pe nu știu cine și așa. Dom'le, avem niște ape care să pierd, da? Ce facem cu ele? Și stau acolo și ar putea să degaje o soluție după zi, două, trei, de mai beau un șpriț, mai beau o cafea, mai stau de vorbă. Că dacă o lași așa, unde? Nu se întâmplă nimic. Nu se, ăla, da, nu, la... aia se infiltrează, ajunge și în baraj, e vorba și de... Cum? Pardon, un baraj, ajunge în lac. Lacul de acum. Așa. Oricum, habitatul peștelor este deranjat, normal că nu este o apă care... Așa nu le place sulful, da. N-au reumatism, ok. Deci, dar numai habitatul peștilor este deranjat acolo, acolo e deranjat și habitatul urșilor, deranjat tot de cauza la tăieri și mai știu ce, dar asta e altă discuție. Da. Da, măcar urși avem, adică în zona, nu? Avem de toate, avem și urși și lupi. Noi ne tot plângem, numai puțin, chiar ne plângem că avem urși este în țară. Este cel mai mare fond celeriene din țară. Așa, și altă nenorocere, ne plângem că avem urși acum, nu? Trebuia ce să fie avut? Să nu fie avut nimic, era minunat așa. N-au picioare. N-am înțeles, dar câteodată mai merităm câte o labă de asta peste, ca să mă exprim în latină. Stai seama, când fuge ursul, cam cum se spune. Da, am înțeles, în loc să ia la picior. Bun. Trebuie să ne oprim aici, dragi prieteni. Vă mulțumesc că cred că ar fi
necesitat încă o oră de discuție, nu știu dacă ajungem la un punct comun, dar măcar e un început, zic eu, și poate că și telespectatorii care au răbdarea să ne urmărească se vor gândi, cumva lor vor veni idei, îi așteptăm și noi cu inițiative, cu bani nu îi așteptăm, îi așteptăm cu inițiative, că bani n-are nimeni în țara asta. Da, asta e altă discuție. Bun, dragi prieteni, ne oprim aici, mulțumesc invitațiilor mei din această seară. Domnul Gheorghiade. Da, vă rog. Aș avea ceva de spus. Vă rog, haideți v-am că mai spus și înainte de 30 emisiune. De secunde, vă rog. Nehoienii așteaptă o dezbatere vis-a-vis de Spitalul Nehoiu. Bun. Care se află în continuare în moarte clinică. Da. Și străbat tot felul de zvonuri acolo că se va face o secție externalizată a Spitalului Județean pe care medicii, am fost sunat astăzi de 3 medici de la Spital de la Nehoiu, da. Dumnealor nu sunt de acord cu așa ceva, practic înseamnă închiderea Spitalului Unități. Nehoiu. Poate că ar fi bine să facem o dezbatere pe tema asta și să lămurim o dată pentru totdeauna, până la urmă, ce se vrea cu acest spital. Domnul Muzgăci, vă propun ca săptămâna viitoare să luăm în dezbatere acest subiect. Vă invit încă de pe acum. O să vedem și cu cine trebuie să mai venim la aceeași masă. E un subiect important că ține de sănătatea Văii Buzăului, că nu poți să desfințezi un spital la și fără să... El deservește întreaga zonă. Da? Și nu numai asta. Și atunci, sigur, vă aștept săptămâna viitoare cu idei și cu subiectul în desagă. Mai am două SMS-uri aici, dar cu gunoiul din zona Chirlești vis-a-vis de școală, ce facem? În mod normal ar trebui strâns, pe părerea mea. Este o rampă de tranzit. Noi sperăm ca autoritățile până la urmă să facă ceva în acest sens, pentru că, uite, oamenii sunt deranjați. Are dreptate domnul Muzgoș cu drumul de pe Tainiță, dar și cu băile Siriu. La masa asta toată lumea are dreptate, de asta îmi place mie să lucrez aici. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Ne vedem de la ora 20. Avem un subiect, zic eu, interesant, nu o să vă spun acum despre ce e vorba, o să vă las să vedeți atunci. Cu bine până la ora 20.